Steaua București a rămas neînvinsă și fără gol primit și după întâlnirea cu Progresul 2005 București din etapa a șaptea. Roșii-albaștri au început puternic meciul, iar în minutul 8 Florin Răzdan este faultat în careu, dar lovitura de pedeapsă este ratată de Liviu Băjenaru. 5 minute mai târziu, Steaua deschide scorul prin Andrei Antohi, care reamplasă din 6 metri și la pauză a fost doar 1-0 pentru echipa militară. Încă o dată, în repriza secundă, Florin Răzdan este faultat în careul celor de la Progresul, iar Robert Telec îl execută cu siguranță pe portarul oaspeților. La 3 minute de la intrarea pe teren în repriza secundă, Rareș Enceanu ridică scorul la 3-0 cu un șut din afara careului de 16 metri. Florin Răzdan își trece și el numele pe lista marcatorilor în minutul 71 și stabilește scorul final. Steaua Progresul 2005 București 4-0. A fost un meci la îndemâna noastră, de la început până la sfârșit. Trebuia să marcăm mai mult, dar asta este, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să dăm câte goluri putem. Am găsit echipa, o echipă foarte bună, cu jucători care au venit de la Liga 1, Liga 2. Suntem o echipă foarte puternică și trebuie neapărat să promovăm. În etapa viitoare, a 8-a, Steaua va întâlni în deplasare echipa Rom Prim.